Coșarii sunt din ce în ce mai solicitați în aceste zile, când facturile la gaz i-au făcut pe mulți să treacă la sobe sau centrale pe lemne. Firmele care oferă astfel de servicii fac față cu greu cererii, mai ales că muncitorii specializați sunt puțini. Prețul pentru curățarea unui singur coș de fum pleacă de la 100 de lei, dar poate să ajungă la 500. O mare parte dintre cei care au sobe, fie că le-au folosit sau nu în ultimii ani, le pregătesc deja pentru iarnă. Primul pas este curățarea hornurilor. Unii abia și-au cumpărat asemenea surse de încălzire. Acest bărbat și-a montat în locuință un șemineu, care l-a costat aproximativ 20.000 de lei. Având în vedere cât au crescut prețurile de acum 2 ani de zile de când ne-am mutat, anul trecut 1.200 de lei și anul ăsta ar trebui să plătim undeva la 3.000 de lei pe lună dacă n-ar fi prețul plafonat. Așa că am zis că să ne găsim o sursă alternativă. În ultima perioadă, firmele care oferă servicii de curățare a hornurilor au început să trimită zilnic echipe pe teren. O verificare simplă pleacă de la 100-150 de lei, depinde acum de distanța pe care trebuie să o parcurgem, de ce găsim acolo, adică ce tip de coș, ce lungime. În unele zone, oamenii tocmesc din timp coșarii, așa că cei care s-au gândit târziu la sobe sunt puși pe liste de așteptare. Avem centrala pe gaz și facem și foc cu lemne, pentru că nu știm câte vreme e gaz și ceahi. Dacă mergi cu lemne, atunci ar trebui, cum e casa asta, chiar dacă e izolată, cam 25 de metri cub le trebuie de lemn. A început lumea să conștientizeze că o sursă foarte bună de încălzire în casă este cea pe lemne și avem cereri, prea facem față. Și firmele specializate sunt puține. Asta pentru că în ultimii ani nu au fost atât de multe solicitări. Dacă ar fi să pun un anunț, de exemplu, în care să spun că am nevoie de 5 coșari, 10 coșari. Nu, nicio șansă. Deci e foarte greu. Eu lucrez cu oameni de mulți ani, s-au autorizat, au făcut cursuri, dar e foarte greu și nu cred că ar fi cineva care l-ar tenta să înceapă meseria de coșar. În funcție de cât de mult durează curățarea hornurilor, proprietarul casei poate să dea și peste 1000 de lei.